Bună ziua! Astăzi vrem să facem o salată de cartofi cu sfeclă roșie fiartă. Aici e sfecla și aici sunt cartofii. Așa. Cartofi în coajă. Și fac un pic și grătar, că nu se poate numai cartofi goi. Vă dați seama că e prea de tot. Și până cartofile curăț, atunci pun carnea asta să se condimenteze. Așa. Dacă nu pun din ăla tot. Ce? Uite așa. Pun asta și atunci am zis liniștită că nu mai fuge. Altfel fuge. Așa, și acum scot osul. Așa. Și facem grătar. Grătar la tigaie. La tigaie. Am uitat să mă exprim cum trebuie. Nu m-am exprimat bine. Acum afară, am putea face și afară, dar încă nu-i recomandat. Vreau să vă zic că eu nu, ultima dată când am făcut în noiembrie analizele, toate analizele m-au ieșit bine la ficat și colesterol și tot. Numai că mi-a rămas ficat gras când am avut colesterol din cauza de la tratament ce l-am primit în spital. Acum o să țin regim și... Stânga-dreapta, fă mamă. Așa. Acum ia să... Nu, merge mult mai bine. Și dacă faci stânga, vine, înțelegi? Uite, vezi că vine mai repede. Da. Bravo. Nici nu prinde bine. Da, dar vine mai mult, că și când faci stânga e asta și când faci dreapta e asta. Da. Să ne scuzați că mami tăia carnea, eu vă povesteam ceva și între timp m-a sunat telefonul. Și a trebuit să închid. Condimentul ar trebui să-l arăt încă o dată, că mă întreabă persoanele care nu au văzut, că e un condiment de la Lidl, ce l-a găsit mami. Sunt două diferite, mami? Da. Ăsta e piper și ăsta e ierburi. Ok. Mai dai o dată, să fii sigură. Vă povesteam că eu nu mai am valori de colesterol ridicat. Toate analizele mi-au ieșit foarte bine. Bun, atât sare, puțin. Doar că mi-au rămas urmări de la corona, ficat gras și puțin mărit. Și acum trebuie să țin regim. Nu o să mai beau cafă, v-am ascultat sfatul, beau ceai. Am un ceai pentru ficat gras. O să mă întrebați dacă cum îl cheamă. Să-l aduc acum. Poți să bei. Tu te aduci. Acum am luat prima dată. Habar n-am ce și cum. Poate o fi bun. Dar mami spune că e bun. Da. Acum eu am condimentat aici și fac salata. A, fac salata acum? Da. De salată de cartofi și sfeclă. Așa. Angie cu Natalia sus. Nu le-am mai adus și pe ele aici, că e un pic răcoare aici. Și după ce am terminat, mergem cu Natalia puțin afară.
Mami, povestește din ceva. Ce să povestesc de aceea De unde cu... știi salata asta? Așa îmi vine mie, că eu A, deci chiar... asta chiar e realizarea ta, invenția ta. Chiar de multe ori și eu mă mir că de unde știu eu așa ceva. Sincer. Sfecla e foarte sănătoasă. Mie îmi place mult salata cu sfeclă, cu oțet, cu... Da, Dar acum nu nu. pot. Acum nu, acum nu. Acum străcurăm un pic de lămâie și gata. Nici grătar nu trebuia să-l condimentez așa mult cu piper. Nu, că nu e piper, e mai mult burienie. Nu e piper gol. Deci am pus două sfecle, vedeți? Și acum pun cartofi. Două bucăți de sfeclă. Da. Acum mănâncă nasul când filmez. Până acum n-am avut treabă. Nu-i voie să zic așa ceva. Mami, noi suntem naturali, mami. Suntem acasă. Acasă, în familie, cu spectatorii noștri, tot în familie. Da, dar nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Nu, Iar mă mănâncă. Nu ce să Aveam problema asta înainte, când eram mai tânăr. Îmi plăcea foarte mult să mă joc pe jocuri acasă, pe Mario și așa. Și eu, no, acolo când eram eu concentrat, că eram foarte, foarte concentrat la jocurile astea, până nu terminam capătul, nu m-am liniștit după jocul ăla, mai ales pe Mario. Luni de zile m-a trebuit până am luat capătul. Și când mă jucam și eram concentrat, atunci m-am mâncat nasul cel mai tare. Înseamnă că e tic nervos. Și mi-era ciudă, trebuia să pun pe pauză să mă scarmi la nas. Puteți să vă dați seama că atâta mă jucam pe jocuri, că mă durea buricul de la degete, serios. Doamne. Anca, mai înainte am vorbit cu ea. Cine sunt abonați noi, Domnul să vă binecuvinteze, Anca e fiica mea, cea mijlocie și Mirela e cea mare. Dacă mai auziți câte un nume din ăsta, sunt copiii mei. Am două fete și un băiat. Dar cei care o cunosc pe Mirela și pe Anca știe despre ce vorbesc. Și o zis Anca, mami, așa mi-s de plictisită, că astăzi am mâncare, am tot ce-mi trebuie și nu fac nimica. Nu, știi ceva? Zic, du-te, filmează-mi viței tăi și astăzi o să vedeți pe Anca acolo, în greajd, la viței ei. Viței când i-au adus? Acum vreo 2 luni, așa-i? Înainte de Crăciun, când s-a umorat ea că nu știa ce nume să le pună. Ah, da. Și ce nume le-a pus până la urmă? Știi? E, da. Nu știu de ce i-a plăcut numele ăsta, au auzit de la cineva că i-a spus Mândra. Mândra! Da, și i-a pus numele la Ovița Mândra, la una parcă Florica, Florica. dar nu știu precis dacă Florica, habar n-am. Bujorica, Florica, cam așa. O să Și întrebăm. Mândra, dar a treilea nu mai știu. A treilea o vrut să pună numele fiică sa și o cheamă Milca. Milka, fain. Da. Păi da, bine i-a pus numele Milca. Da. Da. Ca vaca de la reclama cu Milka. Da. Dar sârbii, sârboaicele, foarte multe sunt Milca. Da, e Să mă adevărat. scuze.
Dar e nume frumos. Dar e frumos, Nu-i nume da. de vacă, e și de om. Da, multe, multe le cheamă Elița, Milca. Pamela. Nu, nu, A, nu, eu nu. zic de bani. Nu, eu mă refer la sârboaice. Eu zic că mulți îi pune la animale Pamela, A, Bobby, din da. filmele alea vechi. Da, Milca, Elița, mai am știut, Mara, Mara. Mara, da, îți nume sârbești, la sârboaice. Și tai și varză. Da. Și varză tai. Cred că ăsta e mic și trebuia aici să pun, dar asta e acum. Păi n-ai unul mai mare, mami. Ah. Păi ia ala verde, cred că e mai mare, nu? Decât să te îngrămădezi. Care să pun aici? Puh. Ăsta sau ăsta? Ăla alb e mai ok, cred. O zis o doamnă că acum știe să taie ca tine din mână, nu mai taie pe tocător. Mare lucru. Ori tocător ai cipătat de la sveclă, să nu credeți că e cine știe ce. Le tăiem așa mai mari, că se sfarmă. E un cartof din ăla care se sfarmă tot. Se duce. Le fier prea tare. Nu, așa se iei. Alea roșii cred că sunt mai buni pentru... Da, dar asta e ca gust mai bun. Da? Aia sunt pentru cartofi prăjiți, aia roșii. Și astea sunt pentru cartofi pireu și de salată. Sunt foarte gustoși. Așa, deja am terminat. Cam câți cartofi au fost, mami? Cinci. Un kil jumate, ceva de genul, nu? Un kilogram, fie un kilogram. Așa. Asta e foarte bună la ficat. Și decât să o pun să fac salată cu oțet, cu... Mai bine așa. Am lăsat-o puțin mai crocantă, fiindcă cartofii am știut că ferbe repede. Și auziți cum face. Sau da. Vedeți? E crocantă, puțin. E să nu iasă toate vitaminele din ea. E așa mai faină. Și mâncăm și noi sănătos. Eu regimurile astea le știu după timpul când eram eu cu stomacul. Când aveam, de la 7 ani, v-am spus că am avut cu stomacul problemă, de la 7 ani. Nu mâncam la școală și atunci am făcut gastrită și nu mâncam, nu că n-am avut, nu mâncam că mă jucam cu copiii. Și atunci am fost în Timișoara la cel mai mare medic. Nu știu să-l pronunț confederențial, cam așa ceva. Și Confidențial. așa. Și aveam vreo 10 ani când m-am dus la el și m-a întrebat, zice, da, ție gogoșar ți-ar plăcea? Da, păi de asta să nu mai mănânci. Și mai m-a întrebat așa niște Da, eu cred că era întrebări. doctor primar, mami. Nu primar, Nu? nu. Și atunci am o zis, auzi, dragă, sau nu știu cum o zis către mine, dacă mânci fasole și scade bine, mânc-o. Dacă nu scade bine, nu mai mânca. Deci s-a referit că ce îmi cade bine să servesc, să mănânc, și ce nu îmi cade bine la stomac, să nu mănânc.
Mai m-a spus el că acriturile, că așa. Dar ce e interesant, când spunea să mănânc brânză și tăiței de casă, așa, făcute pe loc. Din aștia, deci tăiței de casă cu brânză. Când mâncam, se făcea acru la mine în stomac. Deci, și eu fost cel mai mare medic. Și totuși o dat greș aici, fiindcă când ai ca un fel gastrita, e ca, așa m-a explicat ei, ca când te arzi la mână, o arsură pe stomac, e gastrita. Și atunci fermenta tăițării aia cu brânza aia și mi era un rău de numai. Și atunci iară eu singură m-am învățat ce e bun pentru mine să mănânc și ce nu-i bun. Asta e viața. Acum fac salata. Să termin cu asta și atunci fac grătarul, bine? Ok. Imediat. Așa. Deja filmez? Da, filmez. Serios? Da. Dacă e așa gros, nu poți să-l tai. Și atunci îl dai așa. Nu poți să-l tai. Nu se face așa. Da, da. Serios? Aici punem puțină sare. Să știi că ciorba ce mai făcut-o ieri foarte ușor a fost. Păi ți-am spus că cam știu rețetele de... Că de-aia am început eu să povestesc de stomac. Mi-ar fi plăcut mai altcumva. Serios? Vezi că n-ai tras capacul. Ba da. Da? Și de ce nu iasă? Eu ți-am spus că ăsta... Eu până la... Dacă aș putea să iau ăsta, sincer, dacă nu... Aș scoate, uite, fac așa, da, da, și fac așa. Aici nu mai vine de fel. Nu sunt mâinile tale obișnuite cu așa ceva. Uite, uite. Da. Vezi? Nu e rășnița de calitate. Eu spun, dar nu mă cred. Uite. Asta ceva, numai puțin. Așa, trebuie pusă mai lungă. Doamne, dăm răbdare. La cine-o căsut râșnița asta ca stai, omul stai care nu are răbdare? Ceva. Stai că pun pe pauză. Acum. Sare am pus. Acum pun lămâie. Da, deci râșnița e de proastă calitate aia de la Lidl. Eu v-am spus că nu mi se chiar așa de... Dar nu se poate. Stai că am căsut aici o țâmbure. Dar nu pot să-l iau. Nu, las că-l mâncăm. Nu. Uite, aici mai este un... Așa. Mai strecur asta un pic. Mai căzut un țâmbure.
La vară o să avem lămâile noastre. Da. Am cumpărat asta primăvară un lămâi. Era mic. Acum au crescut destul de mărișor. Noi am încercat de mai multe ori cu lămâi, dar n-am avut un loc pentru iarnă, să-l depozităm iarnă. Și l-am depozitat înăuntru, unde era cald. Și nu le place cald și primeau boală și pur și simplu să usca. Acum l-am pus într-un loc rece în debara. Acum, în cămară. În cămară, da. Acum vedem. Văd că nu au înghețat și arată bine, arată fresh. Să sperăm că o să avem lămâile noastre. Da, nu cred. De ce? Așa. Nu, las că vezi. Dacă îi merge bine. Așa. Eu am fost la case unde avea de la lămâi, avea lămâi și făcea plăcinte. La cine? Elisabeta. Da, și la altcineva. Nu știu de ce mă chinui eu cu ăsta. Că tu ai normal pentru amestecat. Stai că m-a venit o idee. Așa e minunat. Așa? Da, mine, mine. Ce? Sfecla. Da, furculița. Da, da. Gata. Foarte fain, mă. Salata noastră e gata și acum urmează să facă mami grătarul la tigaie. Ce carne ai? De pui, de nu? Pui. Când fugim încolo cât mai luăm și pește. Stai să pun asta la loc. M-ați întrebat de hotă câțiva. Deci n-am dat 500 de euro pe aia. 560 de lei am dat. N-aș da 500 de euro pe hotă. Foarte ieftină. Ieftină și ai văzut ce trage. Trage foarte bine. Imediat se încinge. Că acum numai ce i-am dat drumul. Dar salata e minunată. E foarte fain. Am mâncat și azi dimineață. M-am făcut deci, pentru micul dejun. Și a fost foarte fain. Foarte faină. Dar nu am încă uleiul care trebuie. Nu m-am cumpărat, s-a terminat uleiul meu. Și nu m-am cumpărat altul. Păi de ce n-ai spus să-ți iau de la Kaufland? Eu am spus, dar am uitat. Eu am crezut că zici de ulei. Uitați aici, nu am niciun gram de ulei. Vedeți?
Mai trebuie un pic. Ok. Noi o să mergem cu Natalia la loc de joacă. După ce am terminat de filmat. Și cred că vă filmez puțin și acolo. Dacă mi-i dă voie. Vă filmez pe Natalia cum se distrează acolo. De fapt, nu știu dacă e deschis, trebuie să sun să văd. Astăzi e duminică, dar mă gândesc că e deschis. Pentru meniu. Ce fain miroase. Fără un gram de ulei și uita ce fain se face. Vreau una să-mi iau de... De probă? Nu, vreau să-mi iau mai o țigare din asta. Fiind asta deja e uzată. Dar foarte mulțumită. Deci eu pot să fac și plăcintă din aia subțire, întinsă. Să o pun aici așa roata, știi, Nu ți-o văzut de la geam. Da. Și am făcut pâine, pâine așa, cu drobie. Și am pus aici și am făcut tortă. Am pus pur și simplu făină, făcut, și am pus la roata acolo și l-am făcut. Dacă îți iau una să fie tot așa de mare sau mai mică? Să fie... Asta e 32 de centimetri. Îți iau 28? 28 e mică. 28. Nu mai am așa suprafață. Știi? Aha. 28 e mică. Ok. Cred că asta e 28. Da, e 28, da. Da. Și asta e cam mică. Okay. În jur de 200 de lei e una, cam asta. Da. Dar poate că pe internet găsesc mai ieftin. Ce să mă uit să văd. Dar vreau să fie originală, nu? Păi te fai. Nu m-am gândit la alta. Nu că n-ar fi și altele mai bune sau mai puțin bune. Este iar silitul e foarte bun. Atunci mai este una francezească, Le Creuset, sau nu mai știu cine e scap. Dacă nu le-am avut, nu le cunosc. Da. VMF-ul iar e bun. Dar nu ne place asta de la Tefal. Fine.
grătarul nostru gata. Cam 20 de minute. A fost necesar. Ananasul acolo, pe iară. Ce șmechere ești! Alea soasele care îmi plac mie. Acum punem salata. S-a închis hota. Cam atât. Anul ăsta pică ziua ta în 24... Bine... ziua lui mami în 24 aprilie și a lui sora mea Mirela. Tot în aceea zi și am înțeles că și Paștele o să pice tot în 24 aprilie. Da, m-ai spus asta. Da? Da. Aici e fain ar fi dacă ar veni și Mirela. Dar tu o să fii oare acasă? O să fac, să fiu, mami. E. O să fac, crede-mă, când e așa zi importantă, o să fac. Nu, mâncă, mâncă! M-am vrut să se vadă cum e înăuntru. Hai că nu se vede clar acum. Da, e pătruns, e numai bine. E pur și simplu suculent. Deci eu zic că e mâncare la regim asta. Ui, ui. Ce are grătarul dacă e fără ulei, fără nimic? Foarte bun. Mai făcut poftă. Mai făcut poftă. Crede-mă că eu nu, rar când eu gust înaintea a lui tătă lumea să mă vadă, dar n-am putut să mă abțin. Și eu și Anca ne place foarte mult mâncăruri de naștea ușoare. Sălături și de naștea. Mirela nu. Dar eu cu Anca da. Ne mai plac și mâncăruri mai sățoase, mami. Mie îmi place foarte mult mielul. Dar acum n-aș vrea să mai mieie mami un timp. De Paști. Până atunci nu vreau. Până atunci vreau să mielul e foarte periculos la fereș. La... Păi știu. Păi n-a spus că până de Paști să nu mai iei. No, bine, mami. Da. Spune ce mai trebuie să spuni. Știi ce ar fi mers fain aici, lângă grătarul ăsta, mami? Pe lângă niște ciuperci. Știi? Să le faci tot la grătar. Aici ce fain ar fi fost. Da. Dar maioneză nu. Dar nu a spus nimeni de maioneză. Eu spun de ciuperci. Da. E minunat așa. Crede-mă. Minunat. Nu-ți trebuie aici nici pâine, nici altceva, nimic. Nu, noi nu prea mâncăm pâine la cartofi. Mai rar. Azi dimineața am mâncat. Că a fost ceva pâine ce am luat ieri de la Kaufland, faină, cu cașcaval deasupra și mi-a plăcut-o. Eu n-am mâncat. Nu-mi bine. Dar tu ai mâncat din farfuria care trebuie să prezinți. Cum îmi mai fac eu acum poză? Bă, ce, că rămâne astea două? Ah, ok. Le iau. Cu plăcere, ha? Da. Le-am luat. M-ai făcut ară. Azi, Doamne, mulțumim că am terminat cu mâncare așa cum mai ară. Las că nu mă amendează nimeni. Nu. Mă înțelege toată lumea. Vă doresc numai bine.
Pacea lui Domnul Iisus Hristos să fie cu voi și în cărțile voastre. Și a făcut? Putem să punem un MCB. Și o mâncare delicioasă, mai ales de regim, că normal pentru regim. Merge minunat și Da, da, asta spun, că asta nu prea pot să-i spun că e mâncare de regim, dar e mâncare sănătoasă. Puteți să o faceți la orice oră, cum se duce în repede.